Salutare și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt cum să faceți niște bulete de cașcaval senzaționale cu cașcaval Sofia și cașcaval afumat de la Delaco. Notați-vă ingredientele și hai să ne apucăm de treabă! Am aici un robot de bucătărie în care voi face aluatul. Pun făina, peste făină am puțin praf de copt cu șofran. Mai departe adaug mix de ierburi de Provence, un praf de sare și strict opțional puțină nucșoară. Nu trebuie foarte multă, nu exagerați cu nucșoară. Iar acum amestec toate ingredientele uscate. Mai departe adaug unt rece și voi mixa până voi obține o textură nisipoasă. Și adaug și un ou. O să mut aluatul pe blatul de lucru. Aceasta este textura pe care ne-o dorim de la aluat. Să-l palinez mai bine într-o bilă. Învelesc aluatul în folie alimentară și îl las la frigider circa 10-15 minute, cam așa. Cât timp stă aluatul la frigider, o să toc niște morar și câteva fire de ceapă verde. Și acum le amestec împreună și le dau deoparte până în momentul în care o să le introduc în aluat. Am scos aluatul de la frigider și o să presar niște făină pe masă și îl întind, folosind acest sucitor. Elimin marginile. Nu aruncați excesul, o să-l întindem din nou și o să mai facem niște bulete. Iar în aceste pătrate de aluat, voi pune câte un cubuleț de cașcaval Sofia sau cașcaval afumat. Pentru început, în mijlocul acestor pătrate, voi pune amestecul de ceapă și morar. Deasupra voi adăuga câte un cub de cașcaval. Iar pe celelalte voi pune cașcaval afumat. Și acum le voi închide într-o bilă. Și repet procesul pentru toate celelalte. Pentru a închide mai bine buletele, umeziți-vă puțin mâinile cu puțină apă. Așa se pot modela mult mai bine. Am pus buletele în această tavă cu hârtie de copt și le voi unge cu un gălbenuș de ou amestecat cu două linguri de unt topit. Și pe deasupra o să presar amestec de susan alb și negru. Și acum introduc tava în cuptorul încins în prealabil la 180 de grade. Așa arată după 20 de minute buletele de aluat cu cașcaval Sofia și cașcaval afumat. Din punctul meu de vedere arată foarte bine, chiar dacă au mai crăpat pe aici pe acolo, nu trebuie să vă faceți griji, așa au ele un aspect mai rustic. Merg de minune atât simple cât și cu un sos, din punctul meu de vedere, de iaurt, cu niște verdețuri sau chiar cu usturoi. O să rup și o să degust una ca să vă arăt cum este și în interior. Ia priviți cât de frumos a întins cașcavalul. Wow! Hai să și degust. Ca-n doamna și vagabond. Doar că acum sunt singur. Are un gust foarte, foarte bun. Aluatul este fraged, ca de tartă, se simte untul, se simte ceapa, se simte morarul. În punctul meu de vedere, trebuie să le încercați. Sunt sigur că le vor place foarte, foarte mult copiilor, dar și invitaților voștri din perioada sărbătorilor. Încercați această rețetă și lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Până data viitoare! Câte luni are? Face 8, pe 27. Și a vorbit? A zis ceva? Ue!
Știi că eu am vorbit la 7 luni. Păi așa vorbesc copiii, dă-o și pe tavă, la 7 luni. Dar să nu mă pun mama, mă! Să nu mă pun mama să-ți confirme! Mi-a confirmat, mă, și că nu voie să mă confirme cu ăla. Băi, nene, n-am văzut așa ceva. De ce pot? De ce ești gelos pe mine? Că eu am vorbit atât de devreme. Dar nu sunt mă gelos. N-ai cum. Dacă tu ai vorbit la 3 ani jumate, nu e vina mea. Păi Einstein a vorbit la 3 ani jumate. Dar nu puțin, dar eu la 7 luni am zis... La 7 luni am zis Macauaua. Și la 5 ani știam să citesc și știam limba engleză, că aveam vecini americani și mă jucam cu Becky. Am învățat să citesc pentru Dallas, că îmi plăcea de Pamela, eram îndrăgostit de Pamela. Nu mă enerva, ți-am zis. Și mă enerva că nu prindeam tot de pe ecran. Copii, dar Bobby nu o lasă, că e prea frumoasă. Așa era, le-am amintit. Da. Pamela din Dallas și acum a apărut Pamela din Baywatch. Păi tu compari Pamela din Dallas cu Pamela din Baywatch? N-are nicio. Deja... Dar să știi că mie, până la Pamela din Baywatch, o știi pe Erika Elenia, tot din Baywatch. Nu, știi pe Erika, nu știu cum o chema în film. Știi, Erika Elenia era peste Pamela. Era? Da, da, nu? Da, mă, da. Nu? Sharon o chema sau ceva în da, 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 ceva în genul. Candy, mă, caută-mă. Caută-mă Candy din Two and a Half Men. Aia este cea mai bună care a apărut în Two and a Half Men vreodată. Da, mă, asta. Aia, aia, Candy, nu? Da, mă, da. Le auzi, mă? Sunt bun picături cu zeamă de lămâie, voi, ca să trec. Usturimea. Atâta poate, mă.